Bine v-am regăsit! Sunt Dalia și vă invit la Planuri de Weekend, rubrica de vineri cu cele mai interesante activități pentru un sfârșit de săptămână memorabil. În perioada 29-31 august, la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei, vor avea loc Zilele Culturii Japoneze, care vor cuprinde ateliere, expoziții și demonstrații impresionante. Expoziția internațională de grafică satirică Bucovina, care se desfășoară la Muzeul de Istorie din Suceava, ajunge la final pe 31 august. Prin urmare, vă invităm să profitați de ultimele zile ale acesteia. De asemenea, pe data de 31 august se va încheia și expoziția de pictură și grafică ce cuprinde lucrări ale Gabrielei Drăghici și ale lui Ion Drăghici, care se desfășoară la Muzeul de Istorie din Suceava. Sâmbătă, pe 31 august, de la ora 13, la Costâna va avea loc un atelier de hârtie din fibră de cânepă care cuprinde activități diverse. În zilele de 31 august și 1 septembrie, la Coșna va avea loc Festivalul Fructelor de Pădure, care se desfășoară în fiecare an. Duminică, 1 septembrie, la Parcul Municipal din Vatra Dornei va avea loc expoziția de mașini intitulată Retro în Bucovina. Duminică, 1 septembrie, de la ora 9, în Parcul Municipal Vatra Dornei, va avea loc a doua ediție a cursei cu obstacole pentru câini și stăpânilor, Canicross Fun Run. Participarea la curse se face pe baza unei donații, iar fondurile strânse, fie în bani sau sub formă de hrană, vor fi direcționate către cele două adăposturi de câini din Vatra Dornei. Pe data de 1 septembrie, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpul Lung Moldovenesc, va avea loc ultima zi a expoziției Culorile Basarabiei, semnată de Vasile Dohotaru. Acestea au fost recomandările pentru acest weekend. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept vinerea viitoare cu noi sugestii. Până atunci, vă doresc un weekend minunat. Sunt Dalia, numai bine!